Planta are numeroase întrebuințări, fiind folosită atât intern sub forma unor preparate sau unor sucuri sau combinații cu alte plante, cât și extern sub formă de gel, creme, loțiuni, care ajută la grăbirea vindecării rănilor, hidratează pielea în profunzime și stimulează producția de colagen. Conform graiul sălajului.ro, aloe vera este numită elixirul tinereții sau planta nemuririi, fiind folosită încă din Egiptul antic pentru rolul său în susținerea sănătății. Planta conține aminoacizi, minerale, vitamine, hormoni vegetali. Se cultivă în țări cu un climat blând precum Australia, Republica Dominicană, Mexic sau Africa de Sud. Există soiuri care cresc și la noi, însă în sere și solarii. Florile sunt galbene, iar fructele au multe semințe, cele mai multe substanțe nutritive. Se află în gelul transparent prezent în frunze. Antioxidanții din aloe sunt prezenți în elementele conținute: mangan, cupru, seleniu, vitaminele C, E, A, B4, B9, B12 și în cisteină, un aminoacid implicat în activitatea leucocitelor și vindecarea rănilor. Acești antioxidanți sunt foarte utili deoarece ajută la neutralizarea radicalilor liberi care cresc riscul de Alzheimer și probleme de vedere. Aloe vera previne unele afecțiuni cardiovasculare și încetinește îmbătrânirea celulară. Acționează ca un tonic asupra imunității, fiind implicată în activarea răspunsului imunitar și în completarea nutritivă a dietei. Acest lucru apare pe fondul mineralelor și vitaminelor conținute. Rolul antiseptic al plantei o face ideală pentru a fi folosită ca și ingredient în pastele de dinți și apele de gură. De asemenea, substanțele conținute ajută la igienizarea gurii de bacterii și previne apariția afecțiunilor gingivale. În plus, efectul antiinflamator și cel analgezic sunt și ele utile în menținerea sănătății orale. Aloe vera conține enzime care ajută la descompunerea zaharurilor și a grăsimilor, contribuind la stimularea digestiei. Gelul de aloe vera calmează iritațiile stomacale și intestinale, iar sucul poate ajuta la reducerea constipației. Acest efect se datorează compușilor implicați în reglarea tranzitului intestinal. Se consumă de regulă sub formă de sucuri sau ca parte a unei terapii de detoxifiere. Sucul se bea diluat în apă pe stomacul gol pentru înlesnirea absorpției substanțelor nutritive. De asemenea, aloe vera mai poate fi consumată sub formă de sirop, tincturi, macerată sau ceai, relatează graiul sălajului.ro.